Eu, în primul rând, mă bucur, absolut sincer, că astăzi, în această sală, sunt prezenți toți deputații, toate fracțiunile. Eu, personal, privesc chestia asta ca o sărbătoare. În ultimii ani de zile, a devenit o sărbătoare pentru Parlamentul Republicii Moldova și pentru țara moldovenească, ca toate fracțiunile se vină în Parlament. Deja acest lucru ne deosebește pe noi din toate parlamentele Europei. Că parlamentarii vin în Parlament ca să-și facă treaba. Și de la faptul simplei prezențe în Parlament, trebuie să mergem mai departe și să răspundem la întrebarea, dar ce au de gând să facă deputații ăștia pe parcursul sesiunii care se începe astăzi? Sigur că, absolut normal, absolut logic, este faptul că noi astăzi trebuie să vorbim din programul legislativ a Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova, pe parcursul acestei sesiuni, până la 30 decembrie anul curentului. Noi trebuie să vorbim despre proiecte importante care le așteaptă în țara moldovenească. Agenții economici, parteneri străini, fiindcă noi suntem o țară mică și negăjită, dar noi suntem contribuiți parteneri internaționali. Și fel de parteneri internaționali suntem noi, asta o lăsăm pe conștiința expertelor, să spună. Dar noi suntem așa. Spuneți, vă rog, cine din voi sau cine din noi astăzi poate să vorbească cu toată seriozitatea despre un program legislativ, serios, care noi, guvernare și opoziția, trebuie să trudim până la 30 noiembrie. De ce? Ca să facem ca viața în Republica Moldova la 30 decembrie să se deosebească spre bine despre viața care trăim noi astăzi, la 29 septembrie. Am adoptat un pachet de legi. Parlamentul și-a exercitat controlul asupra executivului și executivul lucrează mai eficient să iau măsuri în toate domeniile de viață, economic, social. Noi vorbim aici în fiecare zi despre crime, despre corupție, să stărbim, să facem ca viața să fie mai bună. Ca cetățenii ăștia care ne votează pe noi, toate fracțiuni de parlamentare să aibă dispoziții mai bune, stimați prieteni. Să aibă dispoziții mai bune de a trăi în țara moldovenească. Ei să fie liniștiți de faptul că în Parlament sunt oameni serioși, partide serioase, care se gândesc la viața lor de zi cu zi. Iată despre ce trebuie să vorbim noi astăzi, 29 septembrie, la începutul unei sesiuni parlamentare. Spuneți, vă rog, dar cu ce gânduri am intrat noi în clădirea asta? Dar ce gânduri ne frământă pe noi zilele astea, înainte de prima ședință a sesiunii? Noi ne gândim la legi? Noi ne gândim cum să fim mai bun bugetul? Bugetul asigurărilor sociale? Noi ne gândim la faptul că Republica Moldova să fie un partener mai simpatic, mai serios, mai previzibil pentru partenerii noștri externi? Nu, stimați prieteni! Noi ne gândim la faptul cum să ne distrugem unul de altul. Noi ne gândim la faptul cum să facem ca să nu alegem pe șurile. Dar vorbim la televizor despre fericirea poporului. Alegerea președintelui Republicii Moldova deja este o prioritate a tuturor partidelor politice, fiindcă noi dăm țara de rușine. Dăm țara de rușine, fiindcă oamenii nu știu deputatul X, Y sau Z din care fracțiunea este. Ei înțeleg că deputații Y, Z și X
din toate fracțiunile, nu sunt capabile să se așeze la bază, să discute, să negocieze și să găsească un punct de vedere comun. Eu vă chem să ne gândim asupra acestui fapt. Toate discuțiile astea, că noi, iată, vrem să avem un program legislativ, ca el să fie, să ducă la eficientizarea economiei. Toate discuțiile astea sunt foaie de hai să fim serioși. Fiindcă dacă noi, în timpul foarte apropiat, nu găsim un compromis, nu rezolvăm această problemă, Parlamentul o să fie implicat în alte bătării. Și dumneavoastră știți foarte bine. Cineva cere numirea imediată a datei alegerilor. Cum putem noi să numim data alegerilor dacă noi niciodată nu ne-am așezat la masă, n-am discutat și n-am găsit un compromis necesar. Are întrebat colegul când a spus că noi trebuie să identificăm strategia aceasta și după asta să mergem la numirea alegerilor. Eu vreau să corijez inițiativa care a lansat-o e domnul Lupo. Domnul Lupo vă invite la această discuție în calitate de președinte a Parlamentului. Parlamentul Republicii Moldova și nu Curtea de Cont sau Curtea Constituțională sau alte instituții decide asupra alegerii președintelui țării. Parlamentul decide. Prin urmare, trebuie să existe mai multe singure persoane care se inițiez acest loc. Și iată, domnul președinte Papăciu a lansat inițiativa. Vine la ora 16. Dacă sunteți obosiți la sfârșit de săptămână, veniți sâmbătă la ora 13. Veniți sâmbătă la ora 13. La discuții, încercați să căutăm compromisul necesar. Pregătiți idei. Pregătiți propunerile. Pregătiți punctul de vedere a fiecărei fracțiuni parlamentare. Și hai să discutăm oameni buni. Eu, pe domnul Voronin, el acum discută, și opoziția, vreau să indem să-și aduc aminte de anul 2005. Vladimir Nicolae. Și atunci noi, când eu cu matare, am discutat lucrul ăsta. Când noi am găsit un punct de vedere comun. Când dumneavoastră câțiva ani v-ați cumplit cu faptul că noi am asigurat stabilitatea politică în țară. Și eu nu am ținut posturi, uzine, fabrici, televiziuni și așa mai departe. De ce eu vă propun să ne așezăm la masă, prietenește, noi ne cunoaștem de mulți ani de zile. Noi mulți ani de zile am meditat asupra soartei Republicii Moldova. Stimați prieteni, hai să facem treaba asta. Eu mă adresez deputaților din toate fracțiunile parlamentare. Stimați colegi, stimați deputați, nu acceptați ideea aleșilor anticipate. Impuneți punctul dumneavoastră de vedere și creați condiții ca președintele să fie ales. Noi avem nevoie de un președinte mediator, noi avem nevoie de un președinte care să creeze o atmosferă sănătoasă în țară și avem nevoie ca executivul să-și caute de treabă. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în această sesiune dispoziția noastră să fie bună și să facem măcar ceva ca lucrurile să se schimbe în această toamnă spre bine Republica Moldova. Alegerile anticipate nu rezolvă absolut nimic. Fix acei oameni cu mici excepții. Deputați care s-au rățuit puțin nu o să fie feliști, o să fie alții mai ascultători și noi am putem fix acești probleme. Deci eu vă doresc succes, eu vă chem să ne gândim la soarta țării și să facem ca țara noastră să prospere și oamenii să ne iei în serios. Mulțumesc pentru atenție!